Salutare tuturor, numele meu este Adrian Gaulischi. Astăzi suntem în vizită la un prieten al meu care se ocupă de recondiționarea unor mașini americane, unor mașini de epocă, contemporane, unele dintre ele. Vom prezenta un Cadillac Fleetwood, o ediție de top a Cadillacului, din toate punctele de vedere. Vreau să vă spun că la el vom face o serie de filme, pentru că omul recondiționează în jur de 4 mașini are acum de recondiționat. Și astăzi vom discuta strict despre acest Cadillac. O să începem cu exteriorul acestei mașini, care, după cum puteți vedea, este lucrat cu cea mai mare precizie și cu materiale de super calitate. Începând de la acest spoiler, cum se numește la mașinile moderne, jantele, după cum puteți vedea, scris pe anvelope, sunt pe 15. Anvelopele sunt anvelopele originale care se făceau pentru Cadillac la vremea aceea. Încă se găsesc comandă din Statele Unite. Sunt niște jante de oțel cu niște capace închinate la suprafață. Oglinzile sunt inscripționate la această mașină. Ambele oglinzi, și cea din stânga și cea din dreapta. Foarte, foarte interesant este acest termometru exterior în grade Fahrenheit, inscripționat și el de asemenea Fahrenheit, că tot discutam despre materiale high class și opțiuni high class pentru acea vreme. Avem în partea spate un set de lumini pentru seară. Aici are inscripția gamei de top a Fleetwood-ului din 1979. Mergem puțin la partea spate, unde aceste triple au de asemenea sigla Cadillac. Deschiderea portbagajului la această mașină la acea vreme se făcea prin acționarea contactului în poziția finală și acest buton de aici, top de două. Cât de mare era un portbagaj la o mașină de 6 metri 200. Unde se bucură oamenii care nu erau cumiți. Care nu erau cumiți, da. Gen cârtițe. Aici avem roata de rezervă pentru mașină.
cam vreo 4-5 persoane cred că intrau aici. După ce erau relaxat, bineînțeles, după ce erau adormiți așa. Și foarte, foarte interesant pentru acea vreme, un portbagaj cu soft close, ceea ce puține mașini din zilele noastre au. Pe mine m-a uimit. O să deschidem puțin și capota. Vedem despre ce e povestea aici. După cum am zis, acest Fleetwood este gama de lux, inclusiv la motorizare s-a montat un motor de 7000 de centimetri cub. Motorizările la acest Fleetwood încep de la 4000 diesel la 7000 benzină, aceasta fiind o gamă de top. O să avem sub această capotă de 1,5 m, 1,30 m lungime. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Stai să o și deschidem pe acest ce avem noi aici, gata. Am reușit într-un final. Bun. Sub capotă avem un motor de 7000 de centimetri cub, după cum am spus, un V8 carburație, la vremea respectivă nu se descoperise încă tehnologia injecției. Undeva la vreo 260 de cai, cai nu sunt mulți, puterea nu e foarte mare, a motorului însă cuplu este foarte mare, undeva la vreo 400 de Nm are acest motor. Cu un sistem de frânare cu anti-lock, mai pe scurt și mai pe înțelesul tuturor, este predecesorul sistemului ABS, pe care americanii l-au adoptat târziu la mașinile lor, undeva după anii 94-96, ceva de genul. Un aer condiționat, o climă de fapt bizonală, absolut funcțională, este absolut demențial faptul că totul funcționează la această mașină. A și fost cumpărată într-o formă foarte bună, a și fost conservată de vechiul proprietar, dar s-au și înlocuit foarte multe elemente, cu elemente noi, precomandă, făcute din Statele Unite, ca ea să ajungă în această formă finală. E o reală plăcere să conduci această mașină. Noi am făcut, după cum o să vedeți, și ceva plimbări cu ea astăzi. Senzația e unică, nu știu dacă se compară cu niciun fel de altă mașină contemporană de clasa ei. V-am zis, mașina are 6,200 m lungime. În condițiile în care un Mercedes S-Class sau o altă mașină, o altă limuzină de clasa ei are undeva la vreo 5 metri și un pic. Are o cutie de viteze cu 3 rapoarte în față plus marș arier. Așa se făceau la vremea aia, sunt mașini americane care au chiar și două rapoarte în față și una în mașarie. Ulterior, după anii 80, s-au introdus cutiile cu 4 rapoarte, 84, chiar 82-84, s-au introdus cutiile cu 4 rapoarte în față. Motorul este o producție General Motors, îl vom găsi pe foarte multe alte mașini, de asemenea și pe Lincoln din aceiași ani. Pe foarte multe Cadillac-uri, nu neapărat Fleetwood, și pe DeVille și pe o grămadă de alte mașini americane din acea vreme. Cea mai tare parte, cea mai interesantă la această mașină este interiorul. Niște banchete generoase. Nu sunt scaune, nu are scaune profilate în partea față. Este vorba despre două banchete comandate electric. Piele de cea mai bună calitate, vă puteți da seama de faptul că este de bună calitate pentru simplu fapt că a rezistat. Este pielea originală a mașinii din 1979. Nu știu la câte mașini europene sau mai puțin contează dacă sunt europene sau nu, dar nu știu câte, la câte mașini a rezistat până astăzi pielea. Foarte multe opțiuni, după cum puteți vedea pe panelul de control, avem geamuri electrice față-spate, oglinzi electrice cu comandă, joystick aici, joystick pentru reglarea oglinzii din dreapta, oglinda pasagerului. Sistemul audio al acestei mașini folosește niște casete speciale pentru acea vreme. E total diferit de ceea ce știam noi că înseamnă o casetă. Elvis. Da. Și originală. Da. Da. Proprietarul și-a comandat un număr de vreo 20 ceva de bucăți, atât am mai găsit pe eBay. Foarte tare. Comanda pentru cutia de viteze este la mână, ca de altfel la toate mașinile care provin din America. Până în anii 2017-2018, de fapt, dacă stau bine să mă gândesc, sunt mașini chiar și astăzi care se construiesc așa. De top sunt de asemenea și materialele cu care s-au lucrat pedalele.
Ia uitați, spre deosebire de o mașină contemporană. Și totodată vreau să subliniez faptul că mașina are în loc de mochetă această blană de urs. Blană de urs. Hai, chiar are culoare ursului brun carpatin. Exact. Ce vreau să vă mai arăt, ceva foarte, foarte important. Când cumpărai un Cadillac, cam asta ți se oferea. Aici vorbim despre respectul pe care l-avea firma pentru clienții săi. Este un manual cu absolut tot ce ține despre această mașină. Inclusiv cu ilustrate, manualul tehnic al mașinii. Practic, după acest manual, cu niște cunoștințe minime de mecanică, îți puteai repara singur mașina. Explicații despre cutia de viteze, imagini din cutia de viteze. Uite aici un pachet de discuri. Stai că mai văzusem ceva, dar e ceaslov. Deci este cât Dex-ul nostru, dacă, după cum îl puteți vedea. Și e și de seama cu mine, iau. Da, 1979. Și are și aceeași culoare. Separat de cartea proprietarului, în care erau prezentate toate opțiunile mașinii, cum se pot utiliza, de la centurile de siguranță, până la cel mai mic detaliu legat de această mașină. Instrumente de bord și tot ce ține de ea, opțiuni și tot ce ține de ea. O mașină foarte tare, după cum am zis. De top, de asemenea, dacă tot vorbim de clasă, vorbim despre aceste lumini inscripționate cu stema Cadillac, o lumină difuză în interiorul mașinii, aceste finiții extraordinare din inox, cu mânere separat pentru fiecare ocupant al locurilor din spate. Și o chestie care mie mi s-a părut cel puțin foarte tare, în scrumieră se găsește pe fiecare parte a mașinii, pe fiecare ușă a mașinii, câte o brichetă inscripționată cu coronița de la Cadillac. Lucruri pe care astăzi le găsim pe mașinile de clasă, Bentley și alte mașini din această clasă de lux. Pentru închiderea ușii avem aceste mânere realizate dintr-un material foarte dur și de asemenea luxos, cu efect marmorat. Exact, da. Separate de mânerul propriu-zis al deschiderii ușii, care se găsește în partea de jos. Și cu blănița de urs. Blănița de blaniac. De urs carpatin brun. Da. Exact cum are. Da. Foarte tare la mașina asta pentru anul ăla este faptul că are o trapă complet electrică, nu mai puțin să opresc această climă, că în momentul de față ne deranjează. Mie mi se pare ceva senzațional pentru anul ăla de fabricație. Și încă o senzație de clasă, trapa, culoarea sticlei din trapă este exact culoarea mașinii și culoarea interiorului. Dacă veți vedea un Cadillac negru, cu siguranță trapa va fi neagră. Să tragem transparentul înapoi. Avem și această opțiune. De asemenea, cu materiale premium, nu plastic, ci ce se lucrează astăzi. Tot un fel de blăniță, dar un urs mai tuns. Un urs mai tuns, da, coafat. Mai trecut la vizerie. Urs coafat, da. Caracteristica mașinilor americane de gen și din anii respectivi. Panelul de comandă de lumini este aici, iar în momentul în care aprindem luminile, nu asta ne interesează acum să le aprindem, faza lungă se acționează de aici, de la picior. Este un buton care acționează faza lungă. Mie mi se pare o caracteristică definitorie. Volan reglabil manual. De asemenea, toate mașinile americane din acea vreme au cruise control acționabil de aici și cu funcție de auto de aici, în acest mini butonel, să-i spunem așa. După cum v-am zis, climatronicul funcționează, este B-level, scrie, chiar nu știu dacă se vede în momentul de față. Okay. Dezaburire pentru luneta de spate.
85 de mile. Avem, mașina are 53.502 mile, undeva la vreo 100 și un pic de mii de kilometri. Avem un kilometraj și în mile și în kilometri. Cel de sus cu albastru este în mile, sunt 85 de kilometri, 85 de mile pe oră, 140 de kilometri la oră corespondentul jos. Și cam atât despre această mașină, care sper să vă placă. Pe mine unul mă încântă foarte, foarte tare și aș alege-o oricând în locul unei mașini europene sau nu neapărat europene, dar contemporane. Eu vă mulțumesc, eu am fost Adi Gaulischi, gazda voastră. Și dacă vă place materialul nostru, sper să ne susțineți cu un subscribe, cu un share, un buton de like, acționați-l intens. Și vă aștept cu comentariile dumneavoastră pe video, fie că sunt negative, fie că sunt pozitive, sunt constructive pentru noi. Vă pup! Se mișcă mașina cu totul. La 7.200 pe 8.